Am revenit, doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam. Continuăm prezentarea candidaților pentru primărie și Consiliul Local Municipal Arad. În acest moment, alături de mine este Adrian Viner din partea Partidului M10, un partid care își propune încă de la început să schimbe întreg sistemul. Bună ziua, domnule Viner, și bine ați venit! Bine v-am găsit! Facem din nou precizarea, toate aceste spații electorale sunt distribuite conform legii și sunt alocate gratuit de către BSTV, pentru că așa a hotărât legiuitorul. Domnule Viner, iată-vă într-o postură nouă, o postură de candidat, sunteți un medic, un medic... Foarte cunoscut, dar în același timp fost director al Spitalului Județean Arad, da. spital care în perioada dumneavoastră dezvolta o infrastructură de nemai întâlnit, cel puțin în vestul țării, cu aparatură, cu modernizare și așa mai departe. Sigur. Ce v-a determinat să intrați într-o astfel de cursă pentru primăria Arad și pentru Consiliul Local? În primul rând, în ceea ce privește dezvoltarea spitalului de, după 2011. E un efort colectiv, sigur, și al autorităților locale și al celor implicat în managementul instituției. De ce intru în politică? Pentru că m-am săturat, vin cu o lehamite dobândită în, în spațiu public, m-am săturat de foarte multe lucruri care ține România captivă în periferia Europei și poate aradu în mediocritatea României. Sunt foarte multe lucruri deranjante, mai ales pentru cei care cât de cât sunt familiari cu lucrurile care cu coridoarele acestea, să zicem, ale funcționării naturale sau mai puț sau foarte greu a lucrurilor în, în administrație și în instituțiile publice. Deci, în esență, atitudinea mea este una de revoltă și pentru aceea, practic, mă aflu aici. Da. Domnule Viner, sunteți cunoscut ca un om antisistem și îmi spuneați înainte de emisiune că nu vreți să faceți o schimbare doar un om cu un alt om, ci vreți să schimbați un sistem din Sigur. temelii. Să schimbați ceea ce se întâmplă astăzi în primărie, spuneți că nu este în regulă, și nu doar în primărie, ci în instituțiile publice, în general, din administrația locală, cu un alt sistem. Care este noul sistem pe care vreți să-l aduceți în fața oamenilor? În primul rând, schimbarea nu ține de o persoană sau de nici măcar de un grup de persoane, ci este un efort colectiv și de durată. Schimbarea nu poate să vină odată cu alegerile, de exemplu, din, din 5 iunie, să nu ne iluzionăm, iluzionăm cu acest lucru, schimbarea, schimbarea profundă a României, conceptuală, schimbarea de paradigmă, este un proces, nu este o, un instantaneu care se întâmplă, nu este o revoluție, sigur că nu, nu vorbim de revoluție aici, ci de schimbarea profundă, oamenii trebuie să înțeleagă că așa nu se mai poate, că lucrurile stagnează, că Lăsăm ca moștenire generațiilor care vin un, un sistem feudal, corupt, un sistem care nu este bazat pe meritocrație sau pe promovarea unor principii sănătoase de dezvoltare. Cu ce vrem să schimbăm acest sistem? Sigur, cu un alt sistem de administrație, cu un alt sistem politic care să funcționeze pornind de la premize naturale, normale, și să funcționeze fără parazitarea acestor uh, agregate economico-financiare care suc banul public, în primul rând e vorba de corupție aici, uh, care să funcționeze uh, vocațional, adică cei care intră în politică să nu intre pe, pentru niciun alt motiv decât acela de a uh, se dedica lui public, uh, nu promovării personale sau promovării vreunui grup de interese. Să știți că deja în capul meu s-au format câteva întrebări, și cred că și cei care ne privesc la această oră își pun câteva întrebări logice. Prima întrebare ar fi: Nu vă este teamă că odată cu dorința dumneavoastră de schimbare, dumneavoastră trebuie să schimbați niște oameni care sunt foarte bine agățați de un sistem? Uh -huh. Știți că nu se lasă de acolo foarte ușor. Nu, încă o dată, nu-i schimb eu. Deci nu, speranța, mea, speranța mea este ca ei să rămână în afara sistemului care evoluează. Bun, ei, momentan, politică... ei momentan sunt la butoane. Da. Cum îi scoateți de la butoane? Asta e ideea. Schimbând poate butoanele, schimbând... Uh, scăzându-le din legitimitatea pe care ei cred că o au în virtutea unui vot care... Uh, este mai mult sau mai puțin informat, nu-mi nu dau seama în momentul în care canalele de comunicare cu electorul sunt, uh, sunt amanetate, sunt, sunt, să zicem, uh, câștigate și moștenite de anumite grupuri de interese. Uh, ceea ce vreau să spun este că, în principal, schimbarea trebuie să, să vină în mintea oamenilor. Acolo este locul geometric unde se face schimbarea, nu uh, neapărat a unui om cu altul sau a unui uh, grup de aristocrați cu altul. Nu, nu, nu în zona asta, nu la acest deci, tip de schimbare mă refer. Vreți să mergeți într-o schimbare profundă atât a <coughs> instituțiilor publice cât și a societății. Ele vin după. Adică schimbarea instituțională și schimbarea... Să-i ajutați pe oameni să-și schimbe gândirea față de modul în Evident. care ar trebui să acționeze și să interacționeze cu un funcționar public. Exact. Nu este simplu. Aici este. Nu este simplu. Ține de mai degrabă de un efort în zona societății civile, de un efort în zona uh, ONG-urilor. Care, din păcate, în jurul administrației, cel puțin în arad, zona asta a, a interfeței dintre, dintre elector și decident a fost pârjolită, în sensul că cei care se află acolo, ba fac politică, sau cei care și-au asumat, mă rog, societatea civilă, dar... sau sunt dependenți de, de unele proiecte pe care primăria le, le are în aceste campanii de proiecte, de banii, practic publici care sunt destinați uh, câștigării unor astfel de proiecte. Astfel încât sigur că nu mai au uh, obiectivitatea necesară uh, unui astfel de demers. Spuneați mai devreme că atunci când vii în fața oamenilor, când vrei să le ceri votul, să mergi într-o astfel de instituție, trebuie să dai dovadă de... sau să ai câteva puncte pe care să le bifezi. Asta am înțeles din ceea ce spuneați dumneavoastră. Să înțelegem că un candidat uh, pentru funcție de, prima, de primar... Trebuie să fie imaculat din punct de vedere al trecutului, da? Care ar, fi, care ar fi un alt criteriu după dumneavoastră? Trebuie să ai un ascendent profesional, adică nu poți adică să te trebuie legitimezi trebuie să fii prin bun politică. La, da? la serviciu acolo unde muncești. Trebuie să fi demonstrat ceva înainte de a fi intrat în politică. Nu, nu poți să te legitimezi prin politică și doar prin politică. Adică nu poți să uh, îți arăți calitățile în exercițiul funcției politice. Aleasă sau nu. Uh, trebuie să fi dovedit ceva, capacități manageriale sau capacități administrative sau măcar de înțelegere a fenomenului, să-ți fi dovedit buna credință înainte de a intra în politică. Eu asta cred. Cred că în politică nu au ce să caute decât oameni care au, au dovedit bună credință și profesionalism înainte de a face pasul spre politică. Politica trebuie făcută de oameni care deja au o situație financiară confortabilă sau poate fi făcută. Cred că da, sărăcia este o vulnerabilitate. Sau mai poate ales fi un făcut. mediu foarte corupt. Bun. Și sărăcie, aici vă referiți la faptul că dacă ai, eu știu, datorii la bancă, nu poți să candidezi? Ba da, nu, poți să, poate candida oricine. Situația ideală este a unei persoane care are un oarecare confort financiar. Nu este dependentă. Eu cred de că orice român în țara asta are datorii la, la bancă. Sunt convins, da. De asta spun. Mai mici refer, sau mai mari? Acum... Depinde pentru ce le-a făcut, depinde în ce, uh, felul în care își realizează veniturile astfel încât să achite uh, datoriile uh, respective la bancă. Uh, părerea mea personală este că ar fi de preferat. O persoană care are cât de cât un, un confort financiar și. Sau pentru așezare, că prezumția da? de a intra în politică pentru a te îmbogăți e foarte mare. Am Pe înțeles. bună dreptate, din partea electorului. Am înțeles. Dumneavoastră, în calitate de candidat M10 la primărie și la Consiliul Local, că le spunem telespectatorilor, cei care merg la vot și optează pentru dumneavoastră, vă pot vota atât pentru funcția de primar, cât și pentru Consiliul Local. Sigur. Da? Care ar fi. Punctele pe care vreți să le îndepliniți, în calitate de primar sau consilier, mă rog, ce vor hotărâ cei care vor merge la urne. Tema campaniei noastre este una antisistem. Considerăm că facem o politică de tranșeu, în sensul că ceea ce noi încercăm să promovăm este această schimbare profundă, majoră a României. În ceea ce privește proiectele concrete, Efective ce țin de administrație, dincolo de mă rog, promovarea, promovarea unor politici publice care să, 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 să recâștige, practic, încrederea cetățeanului în reprezentantul său politic. Aici mă refer, în primul rând, sigur, venind din zona sănătății, mă refer, în primul rând, la Spitalul Județean. Spitalul Județean trebuie să devină un obiectiv prioritar pentru administrația publică, fie că vorbim de primărie sau de Consiliul Județean, pentru că situația mai ales situația locativă, situația hotelieră a multora dintre secțiile Spitalului Județean este precară, este inadecvată. Vorbim de situația financiară grea prin care trece Spitalul Județean și probabil multe dintre spitalele României datorită Uh, filozofia este a finanțării, mă rog, per capita și a limitării contractului cadru, a limitărilor care rezultă din contractul cadru, dar asta nu ține de decidentul local. Uh, dar trebuie să atragem atenția asupra faptului că autoritățile locale nu au obligația de a se implica în, în funcționarea spitalului județean. Pot chiar plăti salarii, utilități sau nu mai vorbesc de investiții. Din păcate, pentru primărie și Consiliul Local Municipal, spitalul a fost o, pre o preocupare periferică. S-a investit mărunțiș în, în ultimii cinci ani când, de când spitalele au trecut în subordinea autorităților locale. De altfel, ca și ordonator de credite, nu a preluat niciunul din cele trei spitale care erau la ora respectivă în Arad. S-a preferat unirea lor într-o singură. Uh, unitate contractantă și plasarea la Consiliul Județean, care are un buget uh, cam la jumătate a bugetului primăriei. Acest lucru trebuie să se schimbe. Primăria trebuie să preia cel puțin maternitatea care se află într-o într situație uh, foarte proastă din punct de vedere locativ uh, și trebuie să o preia ca și ordonator de credite pentru că atunci are posibilitatea de a investi, investi masiv. În general, prioritățile de investiții și prioritățile uh, hotărârilor care se iau în interiorul primăriei și a respectiva Consiliului Local Municipal ar trebui să uh, uh, ajungă pe masa de dezbateri uh, cu consultare publică mult mai largă decât se face la ora actuală. Vă întrebam asta pentru că, cu siguranță, în această campanie, fiecare candidat vine, promite. Să știți că soarele de pe cer este promis de cel puțin trei sferturi dintre candidați: Luna, Marea, toate sunt împărțite în, în aceste zile. Și, din păcate, puține sunt lucrurile pe care le pot face cu adevărat cei care vin în fața telespectatorilor noștri să le explice. Eu vă întrebam despre program și despre fapte, pentru că nu așa, trebuie să avem un program electoral. Dumneavoastră spuneți că, într-adevăr, sănătatea este pe primul plan. Există subiecte pe care le abordați în întâlnirile cu cetățenii? Sunt convins că aveți întâlniri cu cetățenii. Da? Da? Uh, și care ar fi uh, acele subiecte? Ce vă spun ei? Când mergeți și le spuneți, noi suntem antisistem, noi vrem să schimbăm totul din temelii, ei ce vă răspund? În general, preocupările oamenilor. Uh, Țin mai mult de lucruri care nu intră în area de competență a uh, administrației locale. Oamenii sunt nemulțumiți de zona, zona conceptuală unde se află România, de felul în care funcționează informația în România, de felul în care se ia deciziile. Uh, simt că există o distanță mare între ei și noi, între cei care ne reprezintă, uh, după părerea multora, nu cu foarte multă legitimitate și ei, oamenii simpli, oamenii uh, normali, care nu au acces la niciuna din secvențele actului decizional. Aici vreau să revin la un, un alt lucru care nu costă mare lucru, nimic din ceea ce v-am spus nu costă mare lucru, nu sunt promisiuni care sunt, nu sunt utopii despre ceea ce vorbim noi, uh, despre creșterea transparenței decizionale. Uh, există de altfel și o, a fost la un moment dat o preocupare legală, există o lege, Uh, legea 52 din 2003 care uh, mă rog, stipulează câteva elemente minimale pe care autoritățile locale și centrale trebuie să le respecte în vederea uh, transparenței actului decizional. În Arad, uh, din păcate, se respectă formal. Uh, cred că, cred legi, că în multe părți se respectă în formal. foarte multe uh, uh, părți. Cetățeanul trebuie să fie una din verigile uh, actului decizional. Toate propunerile. Trebuie să stea la transparență, trebuie să uh, fie informați prin uh, organizații profesionale, prin uh, uh, ONG-uri, prin societatea civilă care trebuie să fie mult, mult mai activă în, în Arad cel puțin, astfel încât să intermedieze uh, această uh, fluiditate actului decizional care trebuie să pornească de la cetățean prin consultare publică și să revină la cetățean pentru un acord. De cea, în esență ceea ce noi propunem este crearea unei platforme foarte prietenoase uh, prin care unei platforme informatice foarte prietenoase administrată de, de municipalitate în care cetățeanul să se simtă și să poată să devină o parte activă a actului decizional. Am înțeles. Ce înțeleg eu de aici este că, într-adevăr, vreți să schimbați din temelii tot ceea ce este, nu va fi simplu, însă sunt câteva lucruri care poate ar da de gândit. În primul rând, spuneați de acele dezbateri pe care ar trebui să le aibă administrația cu prezentarea unor programe. Pe de o parte, toate dezbaterile care există din punct de vedere al comunicării dinspre autoritate, spre cetățean, la aceste dezbateri participă în general în 3-4 oameni, aceiași, de fiecare Din cauza dată. lipsei de credibilitate a autorității locale. Pe Oamenii... de altă parte, pe de altă parte, dacă îmi permiteți, pe de altă parte, uh, spuneați de organizații profesionale, ori în România, nu poți să fii avocat decât dacă ești la Barou, nu poți să fii medic decât dacă ești medic și ești în colegiul medicilor, însă poți să fii șofer fără să fii în asociația șoferilor, poți să fii taximetrist fără să fii în sindicatul taximetriștilor și așa mai departe. Sunt foarte puține organizații profesionale care ar permite un astfel de transfer de informație dinspre autoritate spre baza piramidei? E vorba nu numai de transfer de informații, e vorba de transfer de credibilitate. În măsura în care oamenii au mult mai multă încredere, de exemplu, probabil în organizațiile profesionale, decât în clasa politică, aceasta ar. Potența cu mult această comunicare, care trebuie să fie bidirecțională, și dinspre autoritate, spre elector, și dinspre uh, cetățean obișnuit, spre, spre autoritate. Din păcate, astăzi, uh, acest flux al consultării, acest mecanism, uh, funcționează doar pentru a crea imagine politică decidentului și pentru a uh, uh, fi un vehicul electoral. Deci, pentru a aduce beneficii. Decidentului nu pentru cauza pentru care a fost inițial pusă la punct, adică pentru informare și consultarea cetățeanului. Și să nu mă înțelegeți greșit că arunc doar pe o parte sau pe cealaltă vina, pentru că aceste întâlniri cetățenești, care ele mai sunt, cu informare despre o anumită temă. Pe de o parte, administrația locală știe să le pună imediat după Crăciun sau între sărbători sau în vinerea mare. Când toată lumea se gândește cum să vopsească ouăle de Paști și ce cumpărături să facă, bineînțeles, nimeni Asta vă nu spuneam, se duce la o Sunt cosmetizate și formale. Iar pe de altă parte, și atunci când ele există, se prezintă trei oameni, de obicei uh, supărați pe cineva din administrație, să ducă acolo, mai că nu dau cu roșii unii în ceilalți și cam atât este tot. Asta spuneam. Au devenit instrument de bătălie politică sau de. de bătălie transfer cu cine dacă electoral? oamenii nu se prezintă la, la dezbateri? Cei care se prezintă de obicei au interese politice la rândul lor. Și atunci atacă într-o zonă sau își manifestă disprețul față de o altă zonă. Nu sunt, nu, nu sunt dezbateri reale. Un Consiliu reale, Local, spre exemplu, cu... da. vi s-ar părea un, un teritoriu bun de dezbatere? Nu știu dacă ședința efectivă de Consiliul Local, care oricum este publică, dar. Există o secvență de 30 de zile de la propunerea. Uh proiectului de hotărâre până când aceasta intră efectiv pe masa Consiliului Local și se dezbate. E, în acele 30 de zile legea de altfel obligă autoritatea locală să uh, pună și în dezbatere publică cu cetățenii uh, prevederile acestui uh, proiect de hotărâre. Acest lucru nu se întâmplă. Acolo se scapă această verigă pentru că, pe de o parte, nu a reușit administrația să creeze această, această emulație cu cetățeanul. Vă spuneam, există uh, prăpastie o prăpastie, efectiv, o prăpastie de comunicare între cetățean și primărie, între ei și noi, asta vă spuneam. Nu, nu se reușește acest, închiderea acestei bucle din cauza lipsei de credibilitate. Clasa politică de astăzi nu este credibilă. Domnule doctor, domnule Viner vă propun să trecem la fapte. Dacă mâine sau în data de 5 iunie ați fi ales primar, care ar fi primele trei lucruri? pe care dumneavoastră le-ați face? Primul lucru pe care l-aș face ar fi să încercăm să trecem maternitatea în, ca ordonator de credite la primărie. Deci maternitatea din Arad nu este o soluție mutare în locul TBC-ului și investirea încă probabil cât s-a investit până acum pentru crearea. clădirea aceea n-a fost gândită pentru a, pentru a găzdui Maternitatea cu secțiile ei nu are circuitele corespunzătoare: săl de naștere, blocul operatorului, nu intră în detalii. Uh, are de merit o maternitate nouă? Cred că asta ar fi uh, primul Și unde lucru de face -o? Asupra... unde ați face o maternitate nouă? Nu cred că nu există. De exemplu, în subcetate am uh, înțeles că primăria are în uh, proprietate un teren uh, aflat că... în domeniul public. Unde s-ar putea să fie dezvoltată nu e, sau se poate cumpăra un anumit, un anumit teren, chiar dacă nu se află la ora asta în domeniul public. Trebuie identificată o soluție rapid de ceea ce se poate cumpăra sau ceea ce există deja în, pro, în proprietatea primăriei. Bun. Al doilea Și, punct. Care ar fi? Al doilea punct, cum v-am spus, deci promovarea unor mecanisme consultative, creșterea contactului și credibilității dintre autoritate și cetățean. Vă vorbeam de această platformă informatică unde oamenii pot să bifeze priorități, fiecare pe care le consideră, astfel încât, la rândul lor, decidenții să le discute între ei și să stratifice bugetul și uh, uh, prioritățile pe care le au în discuție, în funcție de ceea ce spun cetățenii. Uh, un, uh, o, o deschidere mult mai uh, largă asupra felului în care se cheltuiește banul public. Ar trebui să știm tot timpul, cât a costat metru, să găsim unitate de măsură cu care se poate comunica, metru pătrat de asfalt, Metru și de bordură. Unde, și unde metru... se le afișați astea? Bun. Be, sigur, sunt uh, și la ora asta. Dacă Be, cineva sigur cu, suficient, sunt cu suficient de multă răbdare și uh, cunoștințe IT încearcă să uh, sape, să zicem, printre lucrurile care sunt pe site-urile primăriei. Vorbeam de o platformă foarte prietenoasă, în care omul foarte simplu să poate să afle aceste lucruri. Uh, pentru că altfel toată lumea are impresia că banii uh, publici se scurg uh, nediferențiat, se scurg uh, în lucruri ineficiente, supraevaluate, în lucrări care uh, servesc mai degrabă imaginii. Și, și decidentului une... politic și nu cetățeanului. Și uneori în sine. nu este chiar așa? Sunt convins că în foarte multe din situațiile sau din investițiile pe care le-a uh, făcut administrația locală, uh, obiectul principal nu a fost cetățeanul. Da. Sunt foarte convins. Al treilea de asta. punct pe care l-ați face? Al treilea punct se referă. Sigur, noi avem multe în program, dar al treilea punct se referă la dezvoltarea domeniului public ca un, uh, o anexă la spațiu de locuit. Da? Aici vă referiți la terenul de sport Mă refer la, la terenul de de sport, Efectiv sau... la stradă La locul unde la modul trebuie cum să trebuie te simți să ca pe terasa Propriului apartament da, să știți, exact. Dar să știți că uh... nu se întâmplă așa Pentru că dacă nu ne lovește mașina Dă peste noi un motociclist Dacă nu dă niciun motociclist Sigur dă peste noi unul Dezvoltarea de zone pietonale La asta mă refer în fiecare, de zone, zona cartier, în, în, cartiere? în fiecare în fiecare cartier, La Radului ar trebui să existe un centru, un nucleu, de unde uh, un mic centru pentru fiecare cartier, dincolo de centrul orașului Arad, efectiv. Să știți că asta este zoc, o idee revoluționară. Nimeni nu a mai venit cu astfel de idee până uh, acum. Trebuie gândite aceste lucruri, pentru că omul să Aradu să recâștige Aradul în sensul, uh, să-și să recâștige strada, ca fiind proprietatea lui. La ora asta românii în general au o, un sentiment scăzut de apartenență vis-a-vis -vis de domeniul public. Tot ceea ce este în afara propriei proprietăți sau propriului apartament este considerat ca o zonă de aventură, ca o zonă în care e mai bine de traversat cât mai repede și de ajuns acasă. Casa nu mai trebuie să fie o destinație, chiar și spațiul public poate să devină o destinație. Aceste lucruri, sigur, trebuie făcute cu Consultarea oamenilor care se pricep, a arhitecților și a uh, design-urilor uh, care se pricep, astfel încât investițiile să fie durabile uh, și oamenii să iasă efectiv din străzi în domeniul public, mai ales în, în, uh, în perioadele cu, cu vreme foarte frumoasă. Deci, orașul Arad trebuie să redevină, într-adevăr, Mica Viena. Da. Adrian, vineri, Mica Viena, iată o legătură. Foarte frumoasă. Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la cu emisiunea noastră. Vă așteptăm și la celelalte emisiuni programate conform legii. Doamnelor și domnilor, trebuie să punem punct emisiunii. Rămâneți alături de noi. În câteva momente începe monitorul. Noi vom continua și mâine prezentările electorale, așa cum v-am obișnuit. Aici, la VSTV Regional, toți competitorii electorali în conformitate cu legea au beneficiat și beneficiază în continuare de spații electorale, și repet, în conformitate cu legea distribuite pe ceea ce a spus legiuitorul. Noi ne revedem mâine. Până atunci, toate cele bune!